că trăiți. Vă spărați, pot să vă pun o întrebare? Da. Că vreau să urc către Piatra Singuratică. Și mi-a spus cineva că am vrut pe strada pârâielor, da. Dar vreau... Pe drumul ăsta înainte. E bun mașina? Și opresc, e vreo cabană, ceva? Încetul, încetul. Da. Mergi până sus, aproape de banal. În dreapta este o casă de pădurare, așa, te uiți. Că acum te uiți la casa aia. Da. Întorci înapoi și te uiți pe drumul ăsta. Și în dreapta e drumul și parchezi. Și de acolo e plecarea, nu? Da. Adică de acolo se pleacă. Acolo nu poți să te mai duci, tu nu trag de mine afară. A, nu te lasă pe jos. Nici măcar o mică plimbare? Așa? Da, trebuie să fii mai maimuță ca să stai copaci. Să întunecă. Copaci sunt căzuți. Mai ce căuta acolo. Acolo, așa te duci la deal, pe drum, până la cap, aproape de baraj, vezi că sunt și lemni, și astea, dar mai mult dreapta. Te urci pe dreapta, treci podețul, te urci pe dreapta sus și acolo găsești un loc unde nu năcăjești pe nimeni. Dar traseul e închis. Nu, e deschis, știi, sus, atâta drumul, pe jos. Da? Ba. Mulțumesc mult. N-ai, pentru și chiar și acolo sus, cum aveți grijă, cum montat, da? Ruiba. Mulțumesc frumos. N-ai, ruiba, ruiba. Pustiu, e o atmosferă destul de plăcută, așa de aspen. Foarte sălbatic, mai sălbatic decât mă așteptam. Drumul destul de prost. Temperatura minus 2 grade. Am ajuns la baraj. Asta e un semn bun. Wow. Deci cei pe dreapta. Wow. Ce am văzut pe dreapta? Ghiși ce? Am și lanseta la mine. Un păstrăv la spinning. Acum se fac două drumuri. Unul stânga, unul dreapta. Deci omul ăla mi-a zis, de fiecare dată când văd un drum, să țin dreapta.
tot mai sălbatic și mai frumos. Am înțeles că masivul Hășmașul e străbătut de 3 râuri, între care și Bicaz, Mureș și Olt, parcă. Întreb aici pe omul ăla. Am vrut eu să fiu mai comod, dar plecarea e de acolo, de la Sea Block. E bine totuși, că erau multe mașini, deci e deschis drumul și se poate intra și se poate plimba. Nu sunt nici foarte departe, dar nu mi-a părut că am venit până aici, pentru că peisajul e extraordinar. Barajul, acumularea de apă, lacul acela. Nu știu pe ce râu e, dar se vede râul meandrat cum intră în zona de acumulare. Și e cam foarte frumos. Nu știu dacă am mai văzut asta fix în munte, în masiv. Și am multe opțiuni, dar e timpul scurt, oricât de vrednic m-aș purta, e timpul scurt și arta lungă, cum spunea prietenul nostru Baudelaire. Aș putea să dau și la spinning un pic, chiar aici, dacă e rezervație sau nu prea. Nu contează, că nu are nimeni treabă cu mine dacă arunc de câte păvut. Am înțeles că e zglăvocul aici, un fel de cuvide și mreană vânătă. Au! Și mreana vânătă și probabil și păstrăv sau ovat. Dai, o să vă arăt. Dar acolo găsește un loc unde nu năcăjești pe nimeni. Cred că aia s-ar putea să fie piatra singuratică. Aceea de acolo. Poate nu mai am timp să ajung acolo. O fi traseu de o oră, două. Nu o să mai am timp, așa că nu o să mai stau la vrăjeală. Să trăiți? Spre piatra singuratică? Da, da, da. Pe ăsta, trunghiul. Ajung până se întunecă înapoi? Da, dar nu-i acum, mai înainte, am fost și încă o oră. E aproape, nu? Două ore. Dacă mergi mai așa. Super. Câini ciobănești sunt pe drum? Da, da. Nu? Nu-i nimeni, e perfect. Toată lumea este deja. Da. 50 de fete și 10 băieți. Da. Mersi mult. Salut. Fii zgomotos, urși evită întâlnirea când aud-o că omul se apropie. Niciodată să nu te apropii de animale sălbatice. Dacă întâlnirea este inevitabilă, îndepărtează-te în liniște, păstrând ochii pe urs, nu alerga.
dacă se poate, fă dumeții în grup. Nu se poate. Niciodată nu hrăni urșii. Ține la tine un spray anti-urs. N-am. Nu lăsa în urma ta reziduri alimentare sau orice tip de deșeu. Nu depozita. Ursul nu atacă omul decât dacă se simte amenințat. Da. Păi, să facem zgomot. Am la mine FP3-urile. Am și niște mâncare pentru câini. Foarte gustoasă. Pe care ar fi trebuit să o împachetez mai bine, pentru că e destul de mirositoare. Am pus-o într-un săculeț de ăsta ermetic. Dar se pare că e atât de puternică încât răzbate aroma prin acel plastic, vă dați seama? Și mai am pentru câini. Este ora 3. Sunt vreo minus 3 grade. S-a spus că traseul nu durează mai mult de o oră. Deci am toate șansele să nu mă prindă noaptea. Da, m-am oprit un pic să mă răcoresc. E o problemă cu stilul de viață sedentar. Cu oboseala și transpirația, mai ales iarna. O să-mi dau și căciula să mă răcoresc mai repede. Nu mi-am luat nici spray de urs, pentru că m-am gândit că vine iarna, o să plec din Harghita pentru o vreme și nu prea o să mai am de-a face cu urșii. Și de banii ăia, poți să-ți iei o cameră mai bună. Da, are dreptate.
Salut! Te-ai săturat să vorbești singur și să ți se pară straniu? Ești mizantrop sau pur și simplu nu suporți oamenii? Mai degrabă îți petreci timpul singur cuc în creierii munților decât să ieși cu prietenii? Da. Vlogging și vorbitul singur a devenit o plăcere. Acolo găsești un loc unde nu năcăjești pe nimeni. Nu ușor deloc. Cizmele aderente alunecă îngrozitor. A, nu e ușor. Absolut deloc. Da, alunecă foarte tare. Lângă faptul că m-a rupt. Mamă. Deci neapărat pe lângă spray de urs. Oh, aleu. Și toate cele. Opresc aici. Da. Mă întorc înapoi că nu mai. Aici a jumătate aproximativ. Cu jumătate. Da. Ca să întunecă și... Mai sus mai greu. Ești mai... După cum spuneam, pe lângă toate astea, e nevoie de rezistență. Deci azi am tras o povață foarte bună. Încălțăminte aderentă. Foarte aderentă. Și mai mult antrenament. Deci m-a rupt până aici. Și mi-au spus băieții ăștia că am ajuns până la jumătatea drumului doar. Se putea dormi sus, dar nu am făcut rezervare, nu știu ce găsesc acolo și o să mă întorc până nu se întunecă. O altă mare problemă, repet, transpirația. E foarte recomandat să te oprești. Să te usuci, să-ți schimbi hainele, să n-ai șosetele ude, e foarte, foarte important. Acum o simt pe propria mea piele. Dar peisajul e minunat.
plus că se mai pierde timp și energie și se câștigă transpirație cu filmatul.